După tragedia de la Crevedia, autoritățile au început să controleze toate stațiile GPL din țară. Aceste verificări, fiind anunțate, i-au pus în gardă pe cei care lucrează în astfel de stații și mulți dintre ei își fac temele, știind că vor fi luați la puricat de inspectori și polițiști. O echipă Gândul a mers la mai multe unități care comercializează GPL pentru a vedea dacă în al 12-lea ceas muncitorii țin cont de reguli sau nu. Reporterii Gândul au cerut să le fie încărcată o butelie. Nu doar că unii s-au oferit să facă plinul, dar i-au învățat și cum să procedeze pentru a se feri de autorități. Alții, mai temători, au refuzat politicos cererea, motivând că cel mai bine este ca operațiunea să fie făcută la adăpostul Întunericului după ce trec controlele. Bună ziua! Puteți încărca și mie o butelie, vă rog? Sunteți cu mașina? Da. Să fie pe pancheta de spate, pe partea dreaptă. Ok, ok. Că nu avem voie să încărcăm și așa zice, dacă trece ceva, poliție, bag la porul, la rezervor, nu bag. Vorba mea să vede. Bine, acum vin. Da, da, mulțumesc. Mersi, am. Mi-ați putea încărca și mie o butelie? Nu, din păcate, nu. Poate de 8 seara. Mare grijă, atenție. Mai mult decât atât, stațiile GPL trebuie să fie amplasate în condiții de siguranță la o anumită distanță față de zonele populate de blocuri, case, școli, spitale și supermarketuri, stadioane sau săli polivalente. Însă totul este doar pe hârtie, realitatea fiind alta. Ministerul Afacerilor Interne va comunica periodic rezultatele controalelor și va pune la dispoziția organelor de cercetare penală orice dovezi legate de posibile ilegalități.